Ăsta e documentul. Da. Data de 22 ianuarie 2015, eu am fost invitat la Curtea de Apel Bolți. Eu am venit la Curtea de Apel, am așteptat orele 11 și întrebam că înainte de 11 am întrebat pe doamna secretară, avocatul și înclupatul care a fost de la Iedinț sunt și eu am spus că nu sunt până prezent nici unul. Și ne-au invitat în sală. Noi am venit în sală de ședință. Când în sală de ședință ne-a indicat să începe, se dă sunetul telefonului. Telefonul îi dă și spune că avocatul de la Iedinț se facă judecata fără el, că el nu vine la judecată. Bun. În timp ceală, noi a venit onorat cu ăsta, colegiul care era acolo, pe doamna Liliana Gros, pe Alina Corcenco, Dumitru Cărbileschi și Roxana Iacubovski, asta secretară este. Și ea a întrebat dacă sunt toți în judecători. În judecată este Petrovici, dar și în altă nu e niciunul, dar o dat prin telefon că se fac fără ei. În timp ce ala mă întreabă pe mine, îmi dă întrebare, se poate, domn Petrovici? Deci eu sunt de acord, pentru că eu nu am bani să merg pe drum, să cheltui bani. Eu sunt de acord, înțelegi, ca să precate materialul, înțelegi, conform legii. Cine va fi vinovat să fie tras la răspundere. În timp ce ala a spus că bun. Și am întrebat toate socotele ce aici. Schimb, am cereri înaintată către domnul în judecata din Iedinț, a fost înaintat o cerere, înțelegi, de a lua măsuri cu Bobu Doriel, fiindcă el pe mine mă ogrăjește că au să mă ușidă, că nu-i dau pașii să realizeze, să ocupe cu braconierul la Trin, că înțelegi, distrugă materie, să distrugă asta, defileul de acolo. Și fiindcă eu m-am adresat în Procuratura Raionului Iedinț, în Procuratura Generală, Ministerul de Interne, Ministerul Ecologiei, ca de a stopa lucrările, înțelegi? Și să iei măsuri cu primarul de la Trinca, care asta e brigada lui, atât care el organizează acolo și îi distrug. Când rămâne treaba să treci și trebuie să răspunde, Procuratura Anticorupție din Bâlț scoate materialul și spune că domn Petrovici, nu avem și-mi trage la răspundere la Iedinț acolo, fiindcă nu poate să răspunde materialul. Domnule, în 2006 a fost paspartizarea acestui monument istoric al naturii. Unde primarul satului Trinca, Gunumac, Anatolie Andreevici, a dat cuvântul, înțelegi, ca să păstreze în curățenie și în ordine acesta de fileu. Dar până în prezent noi vedem continuu să distruge și numai noi pasă de averea statului și să distrug de milioane de lei. Altceva și pot. Judecătorul ce-a decis? Judecătorul ce-a decis? Judecătorul decis, înțelegeți că atunci, după judecător, după ce a decis judecătorie, a întors materialul înapoi, care a fost pe defileul Trinca, a întors înapoi la precautare și pe data de șase a treia, sunt invitată în judecată ca martor, eu știu că ce, să-i dau lămuriri despre defileul Trinca. Nu știu să încep, că e întors la precautare. Dar vreau să spun mai departe, înțelegeți că eu sunt multe întrebări care eu am înștiințat. Comisarul din Iedinț cu diferite încercări, înțelegi, unii chiar au fost acolo, băiatul primarul a fost prins cu narcotică și a fost dat drumul de procuratură, a fost deschis dosar penal, dar procurorul a închis dosarul, am prins curachiu falsificat la Trinca, acolo când este, eu sunt pe internet curachiu și ala, poliția a închis ochii la teta asta și mi-a făcut că faptele nu s-a adeverit, domnul Petrovici, și pe domnul Petrovici îl faci prost, înțelegi. Dar curachiu așa s-a vândut, se vinde. Dar cine îl vinde? Mă, nepotul primarului vindea, era cum acolo nepotul primarului. Sorocanu cum e, nepot de-al primarului vindea. Eu cred că primarul spune că, dar și sora primarului nu are drept să aibă magazin acasă. Are drept, domn, conform legii poftim. Dar el ani de zile a fost a funcționat magazinul și ala și nu a plătit nimic. Nu, nici nu-l controlează, nici în locul, nici poliția economică. Am fintat și poliția economică din Bălț a fost acolo. S-a uitat în magazin, tot a ieșit, s-a dus și nu, nici nu i-a amendat, zic, dacă e sora primară. Și ea ca așa noi lucrăm și luptăm 10 de ani de zile. Și în zilele din urmă, vreau să spun chiar zilele astea am fost și am întrebat pe comisarul și trecem de fileul Trinca și mi-a spus că nu e nică. Eu mi-a prezent, am niște fotografii, dar încă nu-s pus, înțelegi? Și noi le-am scos, am zis pe internet și am chemat poliția, am înștiințat Bălțul, la poliție din Iez nu-i răspunde, dar am înștiințat poliția din Bălț, am înștiințat poliția din Ministerul de Interne, la Chișinău de aici,
Și unii astăzi am spus că am primit răspuns că la fața locului a venit procurorul, înțelegi. Dar nu știu, eu nu spun loc, nu știu, nu m-a înștiințat nimeni, nu știu nică. Dar acolo, Cernobâl, la noi se face, se distruge, se fură, tot. Am prezent, am 10-12 persoane care au acasă sub peliculă, zeci de mii de lei care se păstrează și nu duce nici o uciot nimeni, nici la loc, la inspecție, nici procuratura nu vrea să îi implice, nici poliția nu se implice. Și deja avem poliție și plătim la poliție, la procuratură și fără rezultat, domnule. Presă locală aveți? Presă locală cu mine nu lucrează. Nu lucrează, de câte ori chem presă locală, nu vine nimeni și nici nu vreau, poate am niște articole prin ziar să le dau prin presa locală și nimeni. N-au finanță, n-au cu ce duci, n-au nică. Că atât diferite probe și încercări și nu ești nimic. Chiar și-a înștiințat și președintele Raiolul la momentul de față și și președintele lor, hai că am luat măsuri, eu luam măsuri. Și nu e nimeni măsuri. Ia că eu v-aș pofti să veniți la Trinca, să vedeți, filmăm pe acolo, să vedeți ce este, așa e un bardac, un râs, să vezi, distruge, să fură până în prezent. Și primarul îmblă și cu mașina și nimeni nu-l controlează. Nimeni. Noi, că ies din Partidul Democrat, îl dea cu lupul Plăcatiuc și aici și filat, înțelegi? Eu cu toți am vorbit și toți am poftit la fața locului și nimeni nu a venit nici urmă. Măcar organizații ecologice sau partide ecologice. Partidul e mai aici te țin loc furat, înțelegi? Partidul ecologic. Partidul ecologic. Preșcanul din Iedniță. Vine, înțelegi? Am dovezi, înțelegi, că băieți au ars bar și nu au fost sancționați nici unul. Și eu i-am înștiințat pe dânșă. Să vii să le fac nimic. Acolo fie groapă de bar care se arde. Ecologie 10.000, poliția 10.000 și dau și la procuratură, dau și loc. Dacă el face o groapă de bar 30 de tone, o zici 30, el are 300 de mii, înțelegi? La 300 de mii ardei, unde așa nu-i plăti. Fură chiatra degeaba, fură tot și nimic nică. Să veniți la fața locului să vedeți acolo, voi duci și vedeți și cât de frumușați avem și cum se distruge tot până în prezent. Mersi. Vă mulțumesc pentru interviu ca să luați și vă doresc succes, sănătate și aș dori să veniți la fața locului. Ia ca asta. Și aș dori ca poate cumva procesele astea